Poli de Tol, Radu Preșa acolo este foarte pregătit cu colăcei la toată lumea. Pregătim următorul moment. Haideți deja pe scenă, dragii mei prieteni, o echipă importantă a Clujului nostru, foarte activă, foarte prezentă în tot ceea ce înseamnă mișcarea culturală, folclorică, în primul rând, a municipiului nostru și care, de asemenea, se constituie într-o foarte frumoasă familie de oameni care iubesc cu adevărat jocul popular, cântecul popular, folclorul în toată superbia lui. Prin urmare, Încă nu-i slobodelia. Atunci noi o să rugăm în felul următor. E să numesc Rapsodia Someșana. Și țin tot de domnul director Liviu Neacă aici, care îi va aplauda cu siguranță, dacă sunt ca lumea. Rapsodia Someșana, să începem. Gazdă mare, Slobodia Colindare. Rapsodia Someșana pentru noi cu câteva colinde. Yeah.
gata, bătrân. Uitați-vă la ceas, cum stăm cu timpul. Ei au cântat, hai să zicem, Șaușirii. Noi suntem în grafic, domn profesor. Am studiat și suntem în grafic. Nu e, suntem în grafic. Ca timp de evoluție. Un grup relativ tânăr de 6 ani, membrii cu vârste între 25 și 70 de ani, de profesii diferite, au realizat repertorii bogate. Hai, de patriotice. Hai, te registrez, vegeator, să-mi trimiți, că eu n-am filmat cum eu. Grupul a înregistrat... Mi-l trimiți. Da?